Este alertă pe litoral. Autoritățile sanitar-veterinare au suspendat temporar culesul scoicilor și al rapanelor din Marea Neagră. Asta după ce au descoperit unele specii de alge în apă care pot deveni toxice în anumite condiții. Scoicile și melcii consumă aceste alge, iar autoritățile suspectează că ar putea deveni periculoase. Pescarii și patronii de restaurante protestează și spun că nimeni nu a analizat carnea de scoică și că această interdicție îi va duce la faliment. De astăzi, scafandrii care adunau scoici și melci răspândiți pe stânci și stabilopozi nu mai au voie ca să-și vândă recolta nicăieri pe litoral. Probele de apă de mare duse la laborator în București au găsit anumite specii de alge considerate că pot fi toxice, cu valori crescute peste normal. Sunt organisme microscopice unicelulare care se înmulțesc vara când este foarte cald, iar unele din ele pot să secrete substanțe toxice, fitotoxine. Este un fitoplancton. Este un fel de plântuță, să-i spunem așa, care trăiește în apă și în anumite perioade ale anului poate să aibă înflorit. Nu este vorba de o contaminare a apei. Acest fitoplancton acționează ca un fel de semnal de alarmă, ca un trigger. Dacă depășește anumite valori, există posibilitatea, dar nu confirmarea certă, că am avea biotoxină în molusc. Inspectorii ANSVSA au emis un comunicat prin care transmit că a fost suspendat pescuitul de midii și rapane în sectoarele 3 și 4 ale Mării Negre, asta însemnând între Constanța și Năvodara, Gigea și Eforie și o parte din Mangalia pe o perioadă nedeterminată. De la primirea informării celor de la Direcția Sanitar-Veterinară am demarat măsuri în consecință, întrucât este vorba despre siguranța alimentară, s-au intensificat verificările pe mare pentru respectarea suspendării recoltării din zonele 3 și 4, respectiv Baia Mamaia, Agigea și Mangalia. Deocamdată nu se știe dacă rapanele și midiile sunt periculoase pentru că singurul laborator care ar putea să facă astfel de analize este în renovare, iar cei de la ANSVSA ar trebui să trimită probele de scoici în străinătate. Nu am prelevat în primul rând carne de midii, s-a prelevat apă de mare. Decizia de a opri recoltarea midiilor și a rapanelor pe litoral este controversată chiar în rândul oamenilor de știință. Biologii marini care studiază litoralul românesc al Mării Negre de ani de zile spun că nu există niciun studiu care să arate că atunci când o anumită algă se înmulțește peste măsură, scoicile și melcii devin la rândul lor toxici și improprii pentru consum. O parte dintre aceste alge, da, pot genera, secreta așa anumitele ficotoxine, care în Marea Neagră, practic, nu au ajuns niciodată la niște niveluri periculoase. Nu avem alge eminamente toxice. Este o mare problemă. Pescarii în curând vor intra în faliment, deoarece rapana și midia era o resursă importantă pentru activitatea economică a pescarilor. Acum noi ne-am reorientat, deoarece din România nu mai vinde nimeni scoică și rapană și cumpărăm din Bulgaria, din Grecia și din Italia. Una din algele problemă are, în mod normal, concentrația în apă de 50 de mililitru. Probe recente au evidențiat concentrații de 20 de ori mai mari. Dezbatem în continuare acest subiect cu Cristian Bărhălescu, vicepreședintele ANAT Sud-Est. Bun găsit! Și cu domnul Laurențiu Mira, președintele Organizației de Pescari de la Marea Neagră. Vă mulțumesc, domnilor, pentru că interveniți în jurnal. Domnul Mira, bună ziua și mulțumim de invitație. Bună ziua, doamnă! Bună ziua! Și o zi bună tuturor! Asemenea și dumneavoastră. Nu înțeleg un lucru. DSV-ul ne spune, nu am prelevat probe din scoică, dar am interzis pescuitul de scoici și rapane. Cum vine asta? Doamnă, să încep cu începutul. Luni, la ora 21, agenții economici din pescuit, membrii mei din federație, trei membri, am primit hârtia pe care o știe toată lumea și deja a ajuns publică. Am citit-o și noi, am citit în ea și scrie că din cauza fitoplanctonului sunt probleme cu apa de mare. Ce mai scrie acolo? Că nu există laboratoare pentru analize. Dar noi astăzi am ajuns la disperare. Dacă îmi permiteți, scrie fitoplancton cu potențial toxic. Am hârtia în față. Bun.
Dacă eu nu sunt specialist, eu ca un simplu român pot să interpretez că apa de mare e toxică și nu mai avem voie nici să pescuim, dar nu mai au voie nici turiștii și copiii să intre în apa de mare, că dacă iau o gură din apa de mare e toxică, nu? Așa scrie acolo în actul ăla. Eu nu sunt specialist, eu sunt pescar, dar așa se poate interpreta. Am fost marți, după ce am primit hârtia împreună cu domnul director de la Direcția Maritimă Constanța, care se ocupă de pescuit din cadrul Agenției Naționale de Pescuit, domnul Popescu, și cu domnul director Nica de la ANSFSA Constanța, și am zis, ce facem? Păi știți că noi am prelevat o probă acum 3 săptămâni și e răspunsul ăsta și sunt probleme. Noi de atunci nu știm ce să facem. Astăzi, de pescuit ne-a dat un comunicat și împreună cu garda de coastă, pe mare, s-au oprit pescarii de la pescuit. Noi suntem în plin sezon. Dacă noi acum nu pescuim midii și rapană, murim. Și așa pescuitul este într-o situație financiară foarte grea. Pescarii sunt pe cale de dispariție. De la 12-13 mii de tone, acum 4-5 ani înainte de pandemie, am ajuns anul trecut la 3200. Deci în momentul acesta dumneavoastră nu mai pescuiți, deci nici nu mai vindeți. Deci odată că nu mai pescuim, nici nu se mai pune problema de vânzare. Dar problema este alta. Acum 4 ani de zile mi s-a oprit pescuitul la mini și rapană, tot de către ANSVSA România, era un președinte, Geronimo Brănescu, din câte mi-aduc aminte, și a spus că nu avem clasificarea apelor de mare. Cu mare eforturi, cu ANSVSA, împreună cu pescarii, cu bărcile noastre, cu scafandrii, am făcut clasificarea apelor de mare. De atunci până la zi, cei de la ANSVSA aveau obligația săptămânal, la 2 săptămâni, să preleveze probe din mare, da? Odată la apa de mare și doi la bivalve, midi, vongole și la rapană. Da? Și ca să aflăm marți că la Constanța nu avem ANSVSA Constanța, unde există litoralul și pescuitul României, că noi suntem pescuitul României la Marea Neagră și la Constanța privind capturile, nu avem un laborator. Păi și DSP-ul ne trimite rapoarte foarte des în legătură cu calitatea apei de mare. Ei unde fac aceste probe? Unde le analizează? Doamnă, eu știu că de multe ori noi, agenții economici autorizați, pescarii mei, membrii mei din federație, au rugat doctorii de la ANSVSA Constanța, care prelevează aceste probe, să meargă cu noi, cu pescarii. Dom'le, astea sunt zonele autorizate, că sunt 3 zone autorizate, și vină cu noi, cu barca, cu pescarul, cu scafandrul, și să luăm proba împreună, să știi de unde am luat-o, să știi de unde pescuim, de unde marfa e bună și e curată. Ce vi s-a răspuns la acest apel? Ce spuneți? Ce vi s-a răspuns la acest apel? Spuneți că ați făcut acest apel. Păi, ce s-a răspuns? Ce ni s-a răspuns? De luni noapte până astăzi noi suntem în colaps. Ni s-a spus nu mai pescuiți pe zona 1, zona 2, adică zona 1-2 înseamnă de la Năvodari la Vama Veche, da? Aveți voie să pescuiți de la Năvodari spre Corbu, spre gurile Dunării. Problema asta este rezolvată pentru vapoarele care traulează la rapană. Dar pentru micii pescari, pentru scafandrii care pescuiesc de la Agigea la 23 august, de astăzi legal, trebuie să-i punem pe mal. Alături de noi este și Cristian Bărhălescu, vă spuneam, vicepreședintele ANAT Sud-Est. Ce înseamnă o astfel de informație pentru turiști? Este clar că este informația zilei. Domnul Bărhălescu, mă auziți? Pentru turiști. Da, domnul Bărhălescu este cu noi în dialog. Vă rog. Această informație, unu. Domnul Mira, o secundă. Domnul Bărhălescu este într-un dialog cu noi. Să-l ascultăm și pe dumnealui. Vă dau cuvântul înapoi imediat. Pentru turism, domnul Bărhălescu, ce înseamnă? Ce înseamnă această informație? Dacă permite, domnul Mira, cu mare drag vă răspund. Este evident încă un picior în față dat turismului din România, pentru că dacă ANAT-ul cu Organizația de Managementul Destinației Constanța Dobrogea au reușit să aducă peste 300 de agenți de turism săptămâna trecută pe litoral
Și să facem promovare litoralului, venim cu astfel de știre care vine și dintr-o dată spune că apa mării este infestată cu o bacterie potențial toxică. În primul rând, așa cum spunea și domnul președinte anterior, e clar, apa mării e toxică, rapoanele sunt toxice, peștele și ăla e toxic. Păi noi ce facem? Dăm mână liberă atunci să vină toate companiile din Grecia, Turcia să ne vândă pește care la ei e bun, la noi nu-i bun. Iar Marea Neagră, într-o dată, doar în România, în zona asta de la Năvodan la Vama Veche, sigur, bulgarii n-au nicio problemă cu asta, va fi o zonă infestată. E încă o dată un mesaj care se dă către piață și va aduce valuri de, n-aș spune retrageri. Anul trecut cu holera au fost retrageri de la pachetele turistice, persoane care rezervaseră pentru august, septembrie, s-au retras că era frică de holera care era potențial anunțată, la fel cum este și acest potențial toxic. Ei bine, trebuie totuși să niște măsuri din punct de vedere al patronatelor. Pentru veți avea o reacție colectivă la acest informație? Cu siguranță, da, pentru că dacă se închid astfel de mici afaceri ale micilor pescari este una, dar ne gândim la faptul că nu se încasează bani la buget datorită faptului că scad vânzările pentru turism. Ori clientul vine la mare, știm foarte clar, hamsiile sunt deja mâncare tradițională pe litoral. Păi de unde le dăm hamsii? Din Turcia, din Egipt, de unde aducem hamsii anul acesta? Pentru că ei vor veni să mănânce așa ceva pe litoral. Domnul Mira, dumneavoastră, ce veți face mai departe? Scurt, vă rog, 30 de secunde. Noi vrem, începând de luni, o să facem memorii către toate autoritățile din România, inclusiv către Direcția Generală de Pescuit de la Bruxelles, că ei sunt salvarea noastră privind pescuitul, că de la autoritățile din România nu ne mai așteptăm la nimic bun, și o să dorim, începând de luni, să ne punem la masă să discutăm. Institutul de Cercetări Marine, care răspunde de biodiversitatea mării, cu ANSVSA și cu AMPA, ce este foarte grav, că au făcut analize la apa de mare, dar nu au făcut analize la milii și la rapană. Iar rapana nu este bivalvă. Ce treabă are rapana cu fitoplanctonul? Și o să vrem de luni să așteptăm răspunsuri oficiale, în primul rând de la Institutul de Cercetări Marine, și vedem ce cercetători o să vină lângă noi, nu putem să oprim, moare sectorul. Ce facem cu angajații? Ce facem cu scafandrii? Suntem în plin sezon. Nu o să vă rog să ne țineți la curent cu răspunsurile pe care le primiți. Laurențiu Mira, Cristi Bărhălescu au fost în legătură cu noi. Mulțumesc amândurora. Mulțumesc frumos.